mea, Tu ești nădejdea mea, Doamne. Aleluia. Nu mă părăsi, Dumnezeule. Doamne, dacă verifici inima mea, dacă verifici starea mea, Doamne, nu vei găsi nimic bun. Dar te rog din inimă, nu mă pedepsi cu mânie, ci adu-ți aminte de îndurările tale, adu-ți aminte de bunătățile tale, Doamne, și cred că nu s-au sfârșit și nu au ajuns la capăt, ci se noiesc din nou față de mine, Doamne. În Tine mi-este scăparea, Tu ești pacea mea și Tu ești bucuria mea, Dumnezeule veșnic. Tu-mi promiți prin cuvântul Tău, Doamne, și îmi vorbești, Doamne, și spui că pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Ta nu se va muta de la mine și legământul meu de pace nu se va clătina. Știi că sunt nenorocit, bătut de furtună, știi că sunt nemângâiat, Doamne, știu că mă vei întări, Doamne, știu că chiar dacă o femeie își uită copilul pe care l-aletează și n-are milă de el, chiar dacă l-ar uita, totuși Tu nu ne uiți, că suntem săpați în mâinile Tale, Doamne. Ascultă-mă, Doamne. Îmi ridic ochii spre cer și privesc. Numai ochiul Tău privește, Doamne, și privește peste fiii oamenilor. Și privirea Ta este peste acel care vrea să Te caute din toată inima lui. Și spui mâna peste el, îl ridici din starea lui și îl binecuvintezi. Doamne, în vremurile acestea nu ne lăsa, chiar dacă vrăjmașul pântuie. Doamne, chiar dacă toată forța lui s-a uneltit împotriva noastră și vrea cu orice chip să ne doboare la pământ, înarmiază-te ca un viteaz. Vino pe herovimul Tău, Doamne, cu săgețile Tale, străpunge puterea întunericului, puterea celui rău. Suntem slabi, suntem neputincioși, Părinte Ceresc. Doamne, uită-Te, uită-Te la noi, nu ne lăsa să ne pierdem. Doamne, este gata să vii, este gata să Te arăți, Doamne, Te rog, nu ne lăsa pe mâna vrăjmașului și fie mâna Ta cea bună peste noi în vremurile acestea. Doamne, de n-ai fi fost cu noi, noi nu mai existam. Dragostea Ta și iubirea Ta ne mai ține în viață. Doamne, Îți mulțumim pentru vremurile acestea care ne ții tari. Doamne, Îți mulțumim care ne ții pe stâncă. Îți mulțumim că-și dragostea Ta, Doamne, o simțim în inima noastră. Ține-ne tari până vei veni, Doamne. Nu ne lăsa pe acest pământ să pierim împreună cu cel rău, ci ia-ne la Tine, Doamne. Ne-am străduit atâția ani, Fiului Dumnezeu, ne-am străduit atâția ani, Doamne, ca să slujim. Nu ne lăsa la finalul vieții, finalul sfârșitului, Te rog, nu ne lăsa, Doamne. Îți mulțumim și avem încredere în Tine, că și mâna Ta cea bună va fi peste noi, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima pentru dragostea Ta fierbinte. Când vrăjmașul răcnește, Doamne, o, răcnește ca un leu și vrea să fim prada lui, Doamne, vino în ajutorul nostru, ascunde-ne în Tine, Doamne, sub ocrotirea Ta, adăpostește-ne la umbra aripilor Tale.
și păzește-ne, Doamne. Îți mulțumim căci întotdeauna când te-am chemat, nu ne-ai lăsat, Fiul celui preanalt. Știi că mai e puțin, Doamne. Vrăjmașul urlă, Doamne, după ființele noastre. Protejează-ne, adăpostește-ne, îngrădește-ne în Tine, Doamne, și fă dar ca pacea Ta să locuiască pe deplin în viețile noastre. Doamne, mulți care vor asculta aceste cântări minunate și această rugăciune, Doamne, și acest cuvânt, fă dar, Doamne Dumnezeule, în momentul când va asculta și chiar în momentul acesta, dragul meu, frate care asculți, te rog, deschide-ți inima. Dacă simți că Iisus nu mai e în inima ta și simți că ești gol și simți că nu mai ai pacea și din pricina păcatului te-ai îndepărtat și simți că ai pierdut ce a fost în tine dumnezeiesc și simți că nu mai ai puterea pe care o aveai, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, te rog, dragul meu frate și soră. Întoarce-te, nu rămânea pe loc trântit, trântită, nu rămânea desnădăjduit, chiar dacă simți că ești căzut. Rămâi lângă Dumnezeu și mâna Lui va fi peste tine. Aleluia! Domnul întărește pașii omului când îi place calea Lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Doamne, nu ne lăsa să cădem, ci întinde-ți mâna spre noi și apucă-ne din căderea noastră. Nu ne lăsa zdrobiți, înviorează-ne din nou și pacea Ta să o simțim și mângâierea Ta. Îți mulțumim, Iisuse. Doamne, îți mulțumim pentru fratele scump, student, răspătește-i cu viață, pentru ajutorul pe care a depus pentru această lucrare, pentru acest volum, Doamne, care El, din dragoste, a ajutat, pentru că i-ai făcut bine și la strigătul Lui, mama Lui a fost vindecată. Strigătul și Tu, fratele meu scump, și mâna Domnului și urechea Lui îți va asculta glasul cum a ascultat acestui frate. Fii binecuvântat, fratele meu scump, drag prieten ascultător, pocăiește-te și întoarce-te la adevăratul Dumnezeu ca să ai pace și să intri în veșnicie.